proiecte mari pentru spitalul din Deva. Conducerea Consiliului Județean și-a propus nu doar să modernizeze spațiile spitalului din Deva, dar să aducă modul de tratament și intervenție în secolul 21. Astfel se caută soluții pentru ca Spitalul Județean de Urgență să aibă inclusiv un heliport. Peste 3 săptămâni inaugurăm unul dintre cele mai frumoase laboratoare de radiologie la Spitalul Județean. Poate ați fost careva să faceți un MN-ul la subsolul ăla unde dădeai cu capul. Acum facem un laborator extraordinar. Am adus MN-ul la Deva, 99, cea mai înaltă performanță. La fel se spunea, nu se poate. Nimic nu este mult și scump când faci pentru sănătate, faci pentru învățământ și sigur, pe urmă, următoarea prioritate, infrastructura a județului, că și asta trebuie făcută. Deci, iată că facem și acum am reprins un proiect încă cu 5 ansambluri foarte mari în acest proiect mare, care cred că în luna iunie, iulie, îi dăm drumul și la acel proiect. Dar nu vreau să spun că pur nu să zic eu prea multe am făcut. Anum, vă pot spune că la Deva vom avea pe spital un helioport. Conducerea spitalului spune că helioportul va fi chiar în unitatea medicală și este astfel proiectat încât elicopterele să aterizeze pe clădire. Avem un proiect, nu este doar heliportul, e un proiect mai mare cu extinderea secției infecțioase, extinderea actualei secției oncologie, o secție nouă de neurologie, o secție nouă de ortopedie și deasupra vine heliportul. Din nou vine în sprijinul nostru, fiindcă toate cazurile de urgență care apar trebuie trimise mai departe, trebuie mijlocite prin serviciul de ambulanță care câteodată are medic, altădată nu are medic și e mult mai greu să vrei să trimiți un pacient critic în condițiile în care nu ai cu ce să duci la heliport. Având heliportul la noi, pur și simplu medicul de pe terapie intensivă sau medicul de urgență poate duce pacientul respectiv la elicopter fără să implicăm alte resurse pe care nu le avem. Conducerea Consiliului Județean spune că se văd deja rezultatele investițiilor din ultimii ani. Cele de la secția de cardiologie se numără în vieți salvate. Să vă spun, când am venit medicul și unul dintre cei mai buni medici din Timișoara și poate și din țară, printre primii, nu-i dau numele pe formă, nu am voie să-i fac publicitate, a spus ce este la Deva, la Spitalul Județean, n-avem noi la Timișoara. Iată că angiograf este la Deva. La Deva se poate face o coronografie astăzi și la Deva astăzi, dar ne ferește să nu fie cazul, se poate monta un stand. Sunt montate, cred că, peste 80 de standuri la Spitalul din Deva.